Persoanele diagnosticate cu diabet zaharat vor primi în continuare glucometre, teste și lanțete, toate gratuit. Asta a informat astăzi Ministerul Sănătății, care a mai spus că accesoriile medicale vor fi trimise bolnavilor prin poștă. Astfel, pacienții care utilizează în tratament insulina vor primi câte un glucometru cu dispozitiv de înțepare, 1200 de teste și 1200 de lanțete. Totodată, celor care se tratează cu antidiabetice orale le vor fi oferite câte un glucometru cu dispozitiv de înțepare, 100 de teste și 100 de lanțete. Menționăm că, potrivit autorităților, numărul total al pacienților cu diabet zaharat în Moldova este de 100.000, dintre care circa 19.000 sunt insulinodependenți și circa 81.000 sunt insulinoindependenți. Pentru achiziționarea și distribuirea glucometrelor, testelor și lanțetelor din bugetul de stat au fost alocate circa 25 de milioane de lei, ori numai costul unui glucometru costă circa 500 de lei.